Salutare tuturor! La rugămintea și la inițiativa, de fapt, a Federației Române de Automobilism Sportiv, în special a șefului Comisiei de Junior și a directorului sportiv al Federației, continuăm seria de webinarii cu, să zicem, un ghid îndrumar de marketing în motorsport, de, să zicem, un îndrumar în a vă face o prezentare cât de cât poate mai bună, poate mai coerentă. Vom încerca să facem, să trecem, să parcurgem prin câteva idei pe care mi le-am notat, care să vă ajute în redactarea sau prezentarea voastră, o prezentare a voastră în fața sponsorilor sau a partenerilor. Eu prefer să le spun parteneri, nu sponsori. Deci, ca un prim pas pe care cred că trebuie să-l facem oricare dintre noi, este să avem un mix de comunicare. Noi trebuie să funcționăm ca un brand, ca o mini-companie, chiar și un mic antreprenor, chiar ca un mic antreprenor, în care să înțelegem că vom comunica cu mediul exterior, atât prin social media, prin TV, prin relații directe, și vom folosi un mix, de fapt, de comunicare, care are la bază mai mulți piloni, să le spunem, mai multe direcții. Comunicăm în social media, comunicăm global, național, chiar nu contează, trebuie să transmitem încredere, avem urmăritori, avem fani, avem followers, trebuie să generăm pentru ei trafic și pentru partenerii noștri sau viitorii noștri parteneri. Traficul îl generăm prin conținut, trebuie să avem un brand al nostru, să avem o imagine coerentă. Absolut, în secundar putem comunica și promoții, și o să vorbim mai pe larg despre toate aceste direcții sau, să zicem, despre acest mix de comunicare pe care trebuie să îl avem cu toții, indiferent că e sezon competițional, nu e sezon competițional, cumva noi trebuie să funcționăm într-un flux continuu. Eu prefer să-i numesc pe, să zicem, sponsorii noștri, parteneri. Nu sunt adeptul denumirii de sponsor, pentru că acesta presupune și alte lucruri. Eu cred că toți cei care ne sprijină și cu care construim proiectul nostru Motorsport sunt partenerii noștri. Noi oferim partenerilor noștri o platformă de comunicare, un proiect de activare a brandului lor sau a companiei lor în motorsport. Noi nu le cerem ajutorul, da? Oferim oportunități și o platformă generoasă de comunicare prin care ei pot să comunice și să se diferențieze pe piață. Într-adevăr, sunt situații și sunt renumite situațiile și chiar și anumiți sportivi de renume, în anumite momente ale carierei lor, au avut ajutorul unor filantropi, persoane care îndrăgesc fenomenul, își doresc foarte mult sau empatizează cu voi, cu sportul, să contribuie sau să ajute un sportiv sau anumite echipe, să le spunem, dar în special sportiv, și în motorsport se întâmplă destul de... sunt mai cunoscuți acești tip de filantropi. Dar cu aceștia nu putem să construim pe termen lung. Aceștia pot să intervină în anumite momente cheie în cariera noastră. În primul rând, când ne adresăm partenerilor sau căutăm, suntem în căutarea unui partener, trebuie să-i clasificăm în două categorii, să zicem trei poate. Cei care se adresează clienților finali, adică îi avem B2Consumer, se zice, cei care au și targetează consumatorul final, adică cei care targetează alte business-uri, și cei care le au pe ambele. Adică, ca exemplu, o categorie de parteneri B2Consumer, business-to-consumer, deci B2C, sunt producătorii, să zicem, de bunuri de larg consum, de băuturi răcoritoare, de energizante, de orice ajunge direct către consumator, și
cealaltă categorie, business to business, sunt cei care oferă produse, branduri pentru alte business-uri, fără a ajunge în magazin, să-i spunem, sau către consumatorul final. Producător de curele pentru mașină, producător de centuri pentru mașină. Niciodată ei pe ei nu o să-i vezi cu o reclamă la televizor, nu o să-i vezi publicului larg. Ei se adresează altor producători. Și atunci interesele noastre și tot conceptul nostru și tot ceea ce trebuie să construim pentru ei diferă de la o categorie la alta. Avem și consumatori, avem și parteneri care au produse, destinate și segmente atât business-urilor cât și consumatorilor finali. Să zicem în domeniul detergenților sau ce știu, alte exemple sunt destule al detergenților. Avem produse dedicate end-userilor, consumatorilor, cât și produse dedicate spălătorilor, business-urilor în domeniul curățenii. Deci toate acestea ne fac pe noi să încercăm să adaptăm prezentarea noastră în așa fel încât să le trezim interesul. Cum cred eu că ar trebui să fie o prezentare? O să vedeți și pe ecran, să zicem, pașii sau paginile pe care sau slide-urile pe care trebuie să le aveți. Primul lucru, trebuie să le prezentați fenomenul motorsport din România, date de audiență. Slavă Domnului, avem mai multe decât și expunere media. În momentul ăsta avem mult mai multe decât multe ramuri sportive care fac performanță de ani de zile, de zeci de ani de zile și totuși reușim să întrecem din punct de vedere al audiențelor. Deci vă puteți baza pe datele pe care o să vi le prezinte cei de la Federație și Federația prin Comisia Media și sunt convins că dacă dați un mail sau clubul pe care, la care sunteți legitimați de un mail, o să primiți datele de audiență și expunerea întregului fenomen de motorsport din România. Acest lucru vă ajută foarte, foarte mult. Faptul că ca un următor pas este să le prezentați faptul că are o acoperire națională acest sport, prin menționarea județelor, orașelor, faptul că se întinde pe o durată de la 6 la 8 luni, la fel vă oferă un avantaj. Nu este un sezon scurt, adică aveți până la 8 luni de expunere și de comunicare pentru parteneri. Datele de audiență, datele de audiență de data asta ale proiectului vostru prin parteneriatele pe care încercați sau va trebui să le faceți. Cred că fiecare dintre noi, la nivel local, la nivel regional sau național, trebuie să încercăm să atragem lângă noi, pe lângă partenerii, să zicem, partenerii care ne susțin financiar, ne trebuie niște parteneri tehnici și parteneri media. Parteneri tehnici poate ne ajută în partea de logistică, de acomodări, de transport, de consumabile și parteneri media care ne ajută să ne mărim și să ne creștem proiectul din punct de vedere al valorii și al expunerii pe care o vom vinde de fapt mai departe, pentru că asta spuneam, important este ca noi să le propunem și noi să avem o atitudine de a propune proiecte, de a propune o platformă de comunicare, nu de a cere ajutorul, pentru că noi nu cerem ajutorul partenerilor noștri, noi le propunem un parteneriat și o platformă de comunicare. Ceea ce este foarte, foarte important, de asemenea, este faptul că banii pe care ei îi investesc trebuie să se întoarcă într-o formă sau alta prin expunere media, prin activare, prin toate acest mix de comunicare pe care vi-l prezentasem anterior. Toate aceste lucruri trebuie să se întoarcă partenerului într-o formă cuantificabilă, adică voi trebuie să prezentați niște rapoarte care să și odată obținut un parteneriat, acesta trebuie să îl urmăriți și să îl consolidați prin comunicare cu partenerul vostru, prin update la tot ceea ce faceți, prin update la cifrele pe care le obțineți, chiar și în timpul anului. Nu e nevoie să așteptați
sfârșitul sezonului, ca să le dați raportul, trebuie să dați la două etape, după o etapă, două etape, poate la 4 luni, la 3 luni, vă stabiliți un interval în care le faceți un update cu privire la ceea ce faceți voi, pentru că în așa fel întrețineți relația cu partenerii. Aspectele particulare ale prezentării. Prezentarea voastră trebuie să conțină și poze dinamice. Este foarte important, adică cred eu, încă o dată spun, nu consider că e o Biblie, adică încercăm să găsim niște hinturi, niște idei care să vă ajute pe voi. Nu cred că, să zicem, deținem adevărul absolut sau știm absolut tot despre și vă garantează succesul, dar cred că anumite idei din acest webinar eventual vă pot ajuta într-un eventual parteneriat. Pozele, în primul rând, trebuie să fie reprezentative. Eu sunt de acord și cu pozele artistice pe care le fac fotografii noștri. Alea sunt foarte bune, le admirăm, dar eu întotdeauna am insistat ca toate pozele pe care le avem pentru parteneri și pentru prezentările noastre trebuie să conțină public și oameni. Interacțiune, acțiune, park service, oameni super speciale, zone cu public, pentru că, într-adevăr, sunt și acele spectaculoase în zone unde poate nu e nimeni, dar este o poză extraordinară, dar acelea poate că e bine să le puneți pe perete acasă și nu într-o prezentare. De asemenea, ce am observat și prin prisma jobului meu, primesc foarte multe cereri, să zicem, adică cumva stau și pe partea cealaltă a mesei și primesc foarte multe prezentări de la diversi sportivi, chiar și din motorsport, le răspund fiecăruia în limita timpului pe care îl am. Am observat în foarte multe prezentări pachete media. Eu nu sunt și pachete de expunere, silver, bronz, cu sume 10.000, 15.000, 20.000, 100.000, 150.000, nu contează sumele, dar pachete financiare oferite direct partenerilor. Eu nu sunt adeptul acestora pentru că automat vă eliminați posibil parteneri prin stabilirea unor standarde. Dați-vă ocazia să cunoașteți partenerul, să aveți o discuție în care să poate puteți să identificați împreună nevoile. Prezentându-i într-un PowerPoint niște pachete financiare trimise pe mail, riscați să ajungă, cred că 70% din ele în recycle bin, pentru că automat eliminați o posibilă interacțiune sau o posibilă discuție cu partenerul. Deci nu sunt un adept al acestor pachete media. Lăsați lucrurile liber pentru o întâlnire face-to-face sau online. Acum e destul de greu să avem și întâlniri face-to-face. Asta am constatat-o după pandemie. Dar o discuție cu ei și împreună cu un posibil partener poate duce la identificarea unei nevoi, poate nu neapărat la bugetul pe care vi l-ați fi dorit, dar posibil să te alegi cu ceva pe care să mai poți construi după aceea. Și în primul rând trebuie să-ți dai timp, pentru că orice parteneriat pe termen lung, și aveți exemple destule, se creează punând cărămidă cu cărămidă și pe încredere. Adică există și exemplele prin care ne propunem să dăm lovitura și după un an să ne orientăm către alte direcții, dar sunt destul de rare deja în ziua de astăzi, au fost în trecut, dar acum cred, adică și sunt și cred în foarte mult în ideea că un parteneriat corect, win-win pentru ambele părți, în care se comunică și există acel return of investment, adică ceea ce primești și pe lângă încredere și partea financiară
pe care, de suport pe care o ai, o primești din partea partenerului, să se vadă în tot ceea ce faci în proiectul tău, prin comunicare, expunere, activări pe care le pui, programele pe care le dezvolți cu partenerul. Tocmai vorbeam și înainte de follow-up, chiar dacă nu am obținut un parteneriat sau clientul respectiv nu poate să închidă sau să încheie un parteneriat cu noi, continuați să-i dați follow-up în demersul vostru, în tot ceea ce faceți voi, pentru că îl țineți, să zicem, la zi cu activarea dumneavoastră, cu proiectul dumneavoastră și nu vă uită. Și asta este un lucru foarte important, că vă puteți folosi de anumite conjuncturi în care comunicați, aveți, dezvoltați niște cifre foarte, foarte bune, ajungeți la niște reach-uri spectaculoase și este foarte important ca pe aceștia să-i țineți informați. Pentru că nu se știe niciodată. Este un alt aspect pe care vreau să-l amintesc, este faptul că este foarte importantă împărțirea bugetului. Odată diluit un buget, 10.000, 5.000, 100.000, trebuie să vedeți ce își dorește partenerul de banii aceia și ce se întâmplă pe lângă banii aceia. Dacă partenerul vostru are sau este dispus să facă o investiție în extra bugetului alocat către voi pentru dezvoltarea comunicării sau extinderea și creșterea cifrelor de audiență ale proiectului vostru, sau se așteaptă ca voi să faceți toate lucrurile astea și atunci este foarte important ca o parte din buget să-l sacrificați, cu ghilimele zicem sacrificați, să-l duceți în a vă crește cifrele de expunere în social media, în a construi un proiect de comunicare, în a face o promoție, în a vă crește vizibilitatea într-un fel, bineînțeles, și automat și a partenerului vostru. Este foarte important pentru că eu am văzut prezentări despre care vă spuneam înainte, în care noi nu vindem autocolante pe mașină, vă dați seama, noi nu suntem nici RATB, nu suntem nici companie de transport să vindem sau firmă de publicitate în care vindem spațiu de publicitate pe mașina de concurs. Eu întotdeauna am spus că automobilul de concurs, să zicem, o să ajungem și să vorbim și despre automobilul de concurs, este, să zicem, ultimul pas pe care îl facem, pe care și ăla trebuie să-l facem corect, dar nu poți să vinzi autocolant pe un automobil de concurs sau un spațiu pe un automobil de concurs și să-i ceri 50.000 de euro ca să-i pui un autocolant sau 10.000 de euro să-ți pun un autocolant pe mașină. Cu 50.000 de euro putem să facem o campanie radio la nivel național în care sau o campanie social media foarte, foarte agresivă pe care noi nici unul din sportivii din România n-ar putea să o atingă cu tot ceea ce face să ajungă la cifrele pe care le-ar presupune o campanie de genul acesta. Dar ceea ce oferim noi este o platformă de comunicare și o asociere cu o activitate dinamică, cu o activitate unică, cu un sportiv și este o comunicare diferită care poate genera multă favorabilitate, multă empatie și în partea atât în comunicarea internă a brandului respectiv, a partenerului nostru, în comunicarea lui internă în companie cu oamenii pe care îi au ei, cât și cu clienții lor, ceea ce este automat lucrurile se multiplică la niște cifre foarte, foarte, deja cifrele încep să devină foarte, foarte mari ca și interacțiune, ceea ce este foarte, foarte important și voi asta trebuie să creșteți și să cultivați în relația cu și să urmăriți în relația cu partenerii voștri. Că tot vorbeam de mașina de concurs, la fel am constatat de lungul anilor, chiar și discutând cu colegi, cu prieteni care sunt activi în zona asta, mirajul designului mașinii prin care vorbim cu un designer
și îi spunem, domnule, vreau să-mi faci un design la mașină, extraordinar, să fie ceva unic. Voi trebuie să gândiți în momentul în care aveți niște parteneriate că voi sunteți, de fapt, vectorul de imagine al brandului cu care ați semnat contractul. Automat, tot ceea ce ține de îmbrăcămintea voastră, de imaginea voastră în general, de la automobilul de concurs, la îmbrăcămintea de stradă, echipamentul de concurs, cortul, logistica, absolut tot trebuie să derive cumva din toate elementele vizuale ale brandului pe care îl reprezentați, pentru că nu se poate să fiți total diferit, iar brandul cu care aveți parteneriat să fie ca un, să zicem, ca un, un, să treacă în secundar, adică tot ce ține de partea de design, de vizibilitate, de layout, layout-uri pe care vi le fac acești graficieni, trebuie să derive din elementele vizuale ale partenerului, ale brandurilor pe care le reprezentați. Pentru că este foarte important ca partenerii și cei care au grijă de brandul respectiv, brand managerii cu care veți discuta sau cu care veți colabora, să vadă și să simtă și publicul și toți cei care interacționează din cadrul companiei cu care ați încheiat un contract sau le reprezentați brandul, să vadă, să interacționeze cu brandul lor. Să-l vadă expus corect, să-l vadă vizibil, de multe ori folosind cromatici diferite, dar aici sunt detalii cu care, teoretic, din momentul în care vă încredințați designul unui profesionist și îi comunicați în brief că vreau ca elementele de identitate vizuală ale brandului X, Y, Z să fie prezente pe mașină, automat el va ști ceea ce se facă și va fi foarte, foarte simplu. Dacă prima dată mergeți la un designer să vă facă un layout de bază pe care să puneți niște branduri, va ieși un haos total. Este foarte, foarte, foarte important acest lucru. Un alt aspect despre care putem să vorbim în final este faptul că toată lumea are impresia că motorsportul este glamuros. Așa cum am văzut și la ultima transmisie live sau efectiv transmisia de la Raliul Monte Carlo, da? Niciunul dintre sportivii de la VRC nu era foarte glamuros, aveau sandvișuri umbelite în folie și chiar unul dintre reporte spuneau: da, zice, motorsport glamuros și avem sandwich-ul pe mașină. Deci, sau celebrele capturi în care mâncau de la McDonald's în regrupare. Adică este clar, este un sport, este ceva unic, este un sport cu totul special, dar este foarte, foarte, foarte important ceea ce primesc înapoi partenerii după ce fac o investiție, pentru că sumele în motorsport și bugetele sunt mai mari decât în multe alte sporturi și nevoile pentru performanță și creează bugete mult mai substanțiale și este foarte important ca acestea și ca este foarte important ca partenerii noștri să primească înapoi ceea ce măcar o parte din ceea ce au investit prin expunerea media, prin tot ceea ce faceți voi. Și să zicem așa, ca să zicem o încheiere, ar fi, să zicem, cei 5 piloni esențiali pe care trebuie să-ți construiești proiectul în motorsport, adică să facem un fel de recapitulare, că poate că n-am fost nici eu foarte organizat în prezentarea voastră și poate că sunt prea multe informații pe care am gândit să vi le spun. Aș vrea să
recapitulăm, să le grupăm așa, să zicem, în 5 piloni. Planifică, deci ăsta este cel mai important lucru. Deci folosește timing-ul perfect pentru comunicare. Profită de valuri pe care să te urci în momente cheie. Sunt anumite situații pe care te poți urca din punct de vedere al comunicării. Să te folosești de anumite situații prin care să-ți mărești absolut ceea ce spuneam, expunerea. Targetează audiența, ceea ce spuneam despre parteneri către consumatorul final, parteneri către alte business-uri și partenerii care ating ambele categorii, cei care pot fi interesați de subiectul tău, indiferent de categoria în care activează. Creează conținut relevant pentru ei, ceea ce spuneam prin toate acțiunile pe care le întreprinzi și comunicarea pe care o faci trebuie să fie relevantă pentru ei. Dezvoltă parteneriatele prin comunicarea pe care o faci, prin diferite acțiuni pe care le faci, concursuri care să atragă noi vizualizări, interacțiuni cu platforma ta, promoții pe care poți să le faci, concursuri, cum spuneam, de tot felul, adică sunt 11.000 de variante. Folosește toate canalele media, nu lăsa niciunul în derizoriu. Social media, vezi unde poți livra mai bine, ce se potrivește mai bine caracterului tău, fii unic, nu trebuie să fie o rețetă. Fiecare dintre noi e construit într-un fel, avem anumite preferințe, suntem construiți după un... suntem unici în felul nostru, este foarte important și comunicăm ceea ce... o facem un mix în ceea ce este relevant, asta e clar obligatoriu, urmărim ceea ce este relevant pentru partenerii noștri, dar și ceea ce ne semulează pe noi, pentru că e una să faci ceea ce consideri tu că îți vine, mănușă, și altceva ceea ce nu, pentru ceea ce nu ești făcut. De asemenea, este foarte important în toate comunicările pe care le faceți să înțelegeți că atâta vreme cât reprezentați un brand, voi sunteți vocea brandului, adică orice părere în contradictoriu, orice dispută, atât în social media, cât și în media clasică, vă poate atrage lucruri negative și vă poate opri anumite parteneriate sau întrerupe parteneriate, pentru că voi reprezentați niște branduri sau un brand. Sunteți vocea brandului și sunteți răspunzători prin fiecare acțiune pe care o faceți de ceea ce aveți pe voi, ceea ce reprezentați brandurile respective. Și niciun brand și nicio companie nu-și dorește să intre în conflict cu consumatorii, cu clienții și cu media. De aceea este foarte important, sunt N cazuri în care mulți sportivi au suferit din tema asta pentru că au intrat în dispute, au pierdut parteneriate, s-au expus în anumite situații și nimeni nu-și dorește acest lucru. Am zis să lăsăm la urmă toate acestea ca să încercați să aveți o viziune cât de cât. Nu știu, sper că v-a fost de folos, nu știu, nu sunt eu mare specialist, dar lucrând de atâția ani în zona asta și într-o companie în care am lucrat cu bunuri de larg și lucrăm cu bunuri de larg consum și lucrăm cu milioane de oameni și am trecut prin 11.000 de situații, faptul că interacționez foarte mult cu această zonă de sport, de parteneriate pe care le-am făcut și cu echipe mari, atât în sporturi ca handball, rugby, hockey, motorsport, să vă ajute și am zis să împărtășim experiența pe care o am în această zonă, să vă ajute pe voi să poate să, cine știe, și un punct pe care l-am expus aici, să poate să vă ajute în încheierea unui parteneriat. Mulțumesc!